După ce aseară România au stat la cozi imense la benzinăriile din toată țara pentru a-și face rezerve de combustibil, ministrul economiei Virgil Popescu a declarat că panica este nejustificată. El a dat asigurări că România are suficiente rezerve de carburanți. Prețul nu are de ce să se majoreze. A dat exemplu cazului Ungariei, unde a fost impusă raționalizarea după plafonarea prețurilor. Între panică nu e cazul să stea la cozi, avem suficiente stocuri de carburant și având stocuri de carburant nu se pune problema exploziei prețurilor, pentru că este o legătură clară între stocuri și prețuri. Și acest lucru cel mai bine a fost evidențiat în Ungaria, unde au lipsit stocurile, s-a plafonat prețul, plafonându-se prețul au dispărut carburanți de pe piață și sunt raționalizate livrările de benzină și motorină în Ungaria. Totul la noi a plecat de la o benzinărie MOL din Beiuș, care a ridicat prețul la 11 lei, complet nejustificat, iar lanțul de benzinării MOL a scumpit această seară, după părerea mea, nejustificat prețul la 8 lei 90, 9 lei și ceva, în condițiile în care în urmă cu câteva ore prețul era de 7 lei și ceva. Iar de mâine, așa cum a anunțat și premierul, vor începe controle în benzinării, pentru că nu este normal să ne jucăm cu prețul la carburanți, iar cei care au făcut acest lucru cu certitudine vor plăti. Dacă este vorba de speculă în piață și dacă este vorba de exploatarea unei condiții de piață, sigur că atât Consiliul Concurenței, cât și Antifrauda, cât și ANPC-ul pot să intervină. Am discutat cu cei doi mari producători, vorbim de Rompetrol și de OMV Petrom, și de la acești producători am o singură creștere de preț de 15 bani. Confirmare, nu o să spun care dintre ei, este de atât am o confirmare de creștere cu 15 bani.